Când dorești să practici un sport, nu te poate împiedica nici cea mai solicitantă meserie. Asta a demonstrat un jandarm giurgiuvean care a reușit pentru a patra oară să obțină medalia de aur la tenis de masă. Giurgiuveanul, în vârstă de 48 de ani, spune că practică acest sport încă de la vârsta de 7 ani. Deși are o meserie solicitantă, jandarmul își găsește timp și pentru activitatea pe care a transformat-o cu timpul în hobby. Giurgiuveanul este de nelipsit de la astfel de competiții încă din anul 2005. Tenisul de masă pentru mine este un hobby. Dacă îl practic de la o vârstă foarte fragedă, am continuat să mă pregătesc și am depus foarte mult efort și asta însemnând foarte multe ore de antrenament. Chiar dacă pentru Cătălin Doncea tenisul de masă reprezintă doar un hobby, giurgiuveanul recunoaște că pentru a obține performanță este nevoie de multă muncă și implicare. Numai pentru participarea la o competiție, jandarmul își petrece aproape 10 ore pe săptămână în sala de antrenament. Pentru etapa finală m-am pregătit de 2-3 ori pe săptămână, circa 2-3 ore cu jucători de tenis de masă de la Clubul Dunărea Giurgiu. Cea de-a patra medalie de aur a fost obținută la campionatul de tenis de masă, faza finală organizată de Ministerul Afacerilor Interne. Competiția s-a desfășurat în perioada 16-21 martie. Plutonierul adjunct Cătălin Doncea își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarm Giurgiu din anul 1992. În tot acest timp, el a reușit să obțină rezultate remarcabile la competițiile de tenis de masă. Astfel, în anii 2011-2012-2013 s-a clasat pe primul loc pe podium, în anii 2009-2010-2014 pe locul 3, iar 2005 și 2006 pe locul 2.